Știați că informațiile false din orice domeniu se răspândesc de 6 ori mai repede decât cele adevărate? E o realitate pe care o descoperim din câteva clicuri, într-o perioadă în care mediul online este intoxicat de propagandă și dezinformare. Pe canalul de YouTube al Dianei Pancencu, o jurnalistă care promovează narațiunile Moscovei, a fost postat un video de 20 de minute în care autoarea încearcă să convingă oamenii că Chișinăul s-ar pregăti de război, iar Republica Moldova ar urma calea Ucrainei. În încercarea de a justifica, prezentatoarea face o paralelă între anumite evenimente desfășurate la Chișinău și la Kiev. Informațiile sunt distorsionate pentru a manipula. Nici cifrele nu corespund adevărului. Canalul de YouTube al jurnalistei are peste 900.000 de abonați. Моя гипотеза такова. Жители Республики Молдова готовят к войне. 22 декабря 2022 года Министерство культуры аннулировало договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью. Монахов из лавры выгнали. 5 апреля 2023 года Министерство культуры в Кишиневе аннулировало договор использования монастырей и памятников культуры Русской Православной Церкви. А в Украине, где украинские знают 500 тысяч человек, а русские 20 миллионов, государственным сделали украинский. В Молдове 22 марта 2023 года президент подписала закон, согласно которому государственным языком становится румынский. А ведь еще недавно только 16% из 3 миллионов населения в обычной жизни говорили на румынском. De fapt, pe 5 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău a anulat două contracte semnate la începutul anilor 2000 între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei, care împiedicau mai multe parohii să renunțe la subordonarea lor patriarhiei Moscovei, iar informațiile despre limbile vorbite în Ucraina și Republica Moldova, un lucru e cert. Încercările Rusiei de a șterge cultura ucrainană nu au succes, ba dimpotrivă. De la începutul invaziei Rusiei, numărul ucrainenilor care vorbesc doar ucraineana a crescut vertiginos. Un studiu realizat de compania Razumkov în perioada 23 mai-31 mai 2023 arată că 78% dintre respondenți spun că ucrainana este limba lor maternă. Și în Republica Moldova lucrurile sunt destul de clare. Conform Curții Constituționale, limba maternă a cel puțin 77,86% dintre cetățenii Republicii Moldova este română. Scopul acestui video realizat de propagandiștii ruși este clar: de a crea panică în societate, de a discredita parcursul european al Republicii Moldova, dar și autoritățile de la Chișinău. Diana Pancencu postează des materiale video în care transmite narațiuni Kremlinului. Serviciul de securitate de la Kiev a anunțat recent că jurnalista de origine ucraineană este suspectată de trădare de patrie. Propagandiștii ruși au creat un nou fals pe mai multe site-uri rusești. Găsim un material în care se spune că președinții Comisiei Europene și Consiliului European ar fi transmis o scrisoare oficială regelui Spaniei. Acesta este rugat să acorde cetățenia spaniolă copiilor președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și a unor politicieni din Ucraina. Pentru ca să pară credibil, autorii au atașat și un document. Am dat o căutare pe paginile oficiale ale Consiliului European și Comisiei Europene și nu am găsit nimic. Singurul lucru e o scrisoare transmisă de Consiliul European către regele Mohamed al VI-lea al Marocului, semnată la 9 septembrie 2023. Formatul scrisorii corespunde cu actul publicat de ruși, ceea ce ne face să credem că textul scrisorii a fost modificat. Propagandiștii au schimbat pur și simplu data din antetul scrisorii din 9 în 8 septembrie. Au scos cuvântul comunicat de presă și au adăugat textul și semnăturile șefilor forurilor europene, pe care de altfel le găsim și în alte documente publice. Observăm că în scrisoarea falsă sunt doar nume de băieți, detaliu prin care autorii încearcă să sugereze că acești oficiali încearcă să-și protejeze copiii de înrolarea în armată. Un alt detaliu care le dă de gol falsul este că numele și prenumele copiilor sunt scrise în rusă și nu în ucraineană. O altă neconcordanță în text se vorbește despre faptul că s-ar fi cerut cetățenia spaniolă, pe când în scrisoare
viitoare găsim că s-ar solicita permis de ședere. Pentru a obține aceste lucruri, nu e nevoie de acordul regelui Spaniei. Scopul rușilor este clar de a demoraliza societatea ucraineană și de a le insufla ideea că elita ucraineană se pregătește să evadeze din Ucraina pe motiv că ar pierde războiul. De la începutul invaziei ruse, mass media controlată de Kremlin a tot răspândit știri false prin care a încercat să denigreze autoritățile din Ucraina. Site-ul ziarului de limbă rusă Komsomolskaya Pravda, o extensie în Republica Moldova a publicației din Rusia, a scos un articol în care se spune că cetățenii care nu vor fi acasă în timpul unui recensământ vor fi amendați cu 1000 de lei. Mai mult, autorii fac aluzie că o astfel de decizie nu s-a mai luat până acum și se întreabă dacă nu cumva guvernarea vrea să adune bani pentru alegeri. În știre nu e specificată sursa acestor informații, dar autorii fac referire la codul contravențional interpretat greșit. Știrea are sute de distribuiri și, evident, a stârnit furie printre cititori. Reprezentanții Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova au dezmințit informația apărută pe site-ul Komsomolskaya Pravda. Într-un comunicat emis de instituție se spune că nu este prevăzută nicio amendă pentru cetățenii care nu se află acasă în timpul unui recensământ. E adevărat, legea spune că participarea la recensământ este obligatorie, dar dacă cetățenii nu sunt acasă când vin recenzorii, aceștia din urmă vor lăsa un număr de telefon pentru a stabili o vizită ulterioară. Iar dacă proprietarul gospodăriei nu a contactat recenzorul, acesta este obligat să revină de cel puțin 3 ori pentru a colecta informația. Potrivit prevederilor articolului 330 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, pot fi aplicate amenzi numai în cazul în care cetățenii oferă date false sau refuză să participe la recensământ, dar o astfel de amendă nu a fost aplicată niciodată. De fapt, în aceste zile nu se desfășoară decât un recensământ de probă în 11 localități din Republica Moldova. O etapă esențială în procesul de pregătire a recensământului național al populației și locuințelor, planificat pentru anul 2024. Responsabilii spun că astfel de dezinformări nu fac decât să debusoleze și mai mult cetățenii. Portalul de limbă rusă Komsomolskaya Pravda publică regulat știri care conțin informații false sau manipulatorii. Pe site găsești titluri de propagandă care nu corespund conținutului materialului jurnalistic sau realității în general. Politica editorială a portalului este una pro-Federația Rusă, anti-UE și anti-românească. O știre despre demolarea unei biserici din Franța a fost interpretată și folosită în scop propagandistic. Pe mai multe canale de Telegram a apărut informația că europenii ar distruge biserici pentru că nu ar avea bani să le restaureze. Mai mult, autorii postărilor încearcă să inducă ideea că europenii nu ar fi credincioși și ar direcționa banii pentru promovarea curentului LGBT. Și deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Bogdan Țârdea, a distribuit această informație. Adevărul este că o biserică veche din sătucul La Baconier din Franța a început să fie demolată. Lăcașul de cult a fost închis în 2014 din motive de securitate. În 2019 a fost afectat și mai mult de furtuna Miguel. Biserica, ridicată în 1864, avea nevoie de restaurare, dar costurile depășeau 7 milioane de euro. Prea mult pentru un oraș cu doar 2000 de locuitori, spune primarul localității, care are la dispoziție un buget anual de doar 1 milion de euro, iar decizia de a demola clădirea a fost luată împreună cu locuitorii. De când a fost închisă, credincioșii merg la o biserică din apropiere. Subiectele privind comunitatea LGBT sunt folosite de ani de zile de propaganda rusă pentru a promova ideea falsă că Occidentul ar încuraja relațiile netradiționale, când de fapt scopul este respectarea drepturilor omului și a drepturilor minorităților, inclusiv minoritățile sexuale. Într-o societate destul de conservatoare, în care biserica ca să-i bucură de cea mai mare încredere, astfel de subiecte sunt bune pentru a răspândi ură, iar aceste teze sunt aduse acum în spațiul public, tocmai pentru a asocia integrarea europeană a Republicii Moldova cu subiecte sensibile și încă neacceptate de unii, pentru a debusola și reduce numărul adepților integrării europene.
Te îndemnăm să gândești critic și să analizezi informațiile pe care le citești urmând 3 pași. Verifică sursa știrii, conținutul acesteia, dar și cine este autorul. Iar ca să te asiguri că știrea e una factologică, te îndemn să cauți informația și în alte surse. Cine deține informația, deține și puterea. Toate bune!